Înainte de a trece pe la medicul de familie și pe la farmacist pentru a se aproviziona cu medicamentele necesare, bolnavii cu venituri mai mici de 700 de lei trebuie să-și planifice o vizită și la Direcția de Finanțe. Asta pentru că unii medici le solicită acestora o adeverință care să demonstreze veniturile. De cealaltă parte, sunt și medici de familie care pun accent pe încredere și eliberează rețete compensate fără certificat fiscal. Mi s-a întâmplat chiar în prima zi lucrătoare să am o astfel de situație. Ar fi durat câteva zile eliberarea acestui certificat fiscal și atunci, pentru a nu lăsa pacienta fără medicamente, i-am oferit pe încredere această rețetă. În unele cazuri, salariații și pensionarii cu venituri mici vor primi medicamente compensate cu doar 50% în loc de 90%. Totul a pornit de la faptul că unele persoane beneficiau de medicamente compensate, deși aveau venituri care depășeau acei 700 de lei, iar acum diferențele de bani li se impută medicilor. Aș vrea să punctez pe încrederea dintre medic și pacient, adică pacientul să fie loial și corect și să spună dacă are sau nu venituri suplimentare, fiindcă, într-adevăr, așa cum spunea și domnul Marin Constantin, președintele Casei Județene Giurgiu, ne bazăm pe încrederea pacienților și, până la urmă, suntem oameni și avem de tratat oamenii suferință și uneori e greu să-i punem pe drum, atâta vreme cât încrederea este un element garantat. De medicamente compensate în proporție de 90% beneficiază persoanele cu un venit lunar sub 700 de lei. Concret, printre aceștia se numără în special pensionarii cu venituri mici, șomerii și persoanele care primesc ajutoare sociale. În prezent, peste 3,5 milioane de români au venituri nete de sub 700 de lei pe lună.